Salut și bine ai venit la Podcast Infiltrat. Astăzi avem un episod special. Asta pentru că podcastul pe care îl vedeți voi acum trebuia să apară pe 8 martie, de Ziua Femei. Asta pentru că invitata de astăzi este cu siguranță cea mai importantă femeie din viața mea. Asta pentru că, și acum eu mi-am scris aici toate chestiile, însă o să le zic fără să copiez, doar întrebările să-l folosesc. Asta pentru că este partenera mea de business, să zic așa. Este partenerul meu în crimă. Este cel mai bun prieten al meu. Este mama lui Noel, mama copilului meu. Și pe lângă asta este femeia pe care o iubesc cel mai mult. Cel mai probabil să o iubesc cel mai mult toată viața și o iubesc cel mai mult în momentul de față. Este vorba despre soția mea, despre Georgiana Ionescu. Am făcut... Nici n-am ochii în lacrimi, e ok. Și am uitat să zic că suntem și niște prieteni foarte buni. Ai spus că-s prietena ta cea mai bună. Am zis asta? Da. Da. Am început așa, pe emoție. Ia de aici, da. Ia de aici că n-ai servici. Da, da. Eu aici mi-am pus multe, am făcut o listă cu întrebări, întrebări în zona de personal, întrebări în zona de profesional, întrebări despre viață, așa cum toți invitații aici la podcast primesc. Așa. Mulțumesc. Am uitat să zic că mă completează foarte bine, doamna Ionescu. Chiar vreau să mă uit aici să văd dacă am omis ceva, dar n-avem cum să mă omis. Singura chestie pe care cred că trebuie să zic este că îmi ești soție de aproape 5 ani și parteneră de cuplu, să zic așa, iubită de 8. Facem 8 ani în aprilie, acum pe 4. 4-4. Da. Când și Sășica face 8 ani, că s-a născut în ziua în care noi doi am devenit un cuplu. Ca să sparg un pic gheața și să lăsăm un pic emoțiile, de fapt este despre emoții. Eu și cu Marian avem la activ foarte multe vloguri, filmări, deci n-ar trebui să am emoții, însă ca niciodată am super mari emoții. Am super, super mari emoții. Eu am tras, cred că, 4-5 duble în intro și nu cu declarația cu, cum să zic, pur și simplu salut și bine ai venit și pur și simplu nu mi-eșea. Da. Nu mi-eșea. Asta și pentru că probabil și pentru că Noel este în camera cealaltă și doarme în studio. Da. Avem aici mare pe monitor să vedem ce se întâmplă când se trezește. Deci va fi fie un podcast foarte scurt, fie un podcast decent în care va apărea și el. La un moment dat se va trezi. Da, dacă ne vedeți că tragem cu ochiul. Da, ne uităm, că... nu cerim aprobarea nimănui, nu e nimeni cu pistolul către noi, Noel dormind pe monitorul meu acolo, îl văd, dar oricum îl auzim că se trezește. Da, hai să începem ca să prinde măcar jumătate dintre întrebări. Ideea e că podcastul ăsta trebuie să apară pe 8 martie, chiar voiam să fac seria asta de podcasturi cu invitate, Georgiana era evident prima, dar am trecut printr-o perioadă mai tulbură, să zic așa, nu ne-am organizat, în fine, ideea e că mai bine mai târziu decât niciodată. Și iată-ne împreună aici, doamna Ionescu, pe hepilici, nu știu să zic, la fotoliile astea. Apropo, fotoliile astea din podcast au fost alese de Georgiana. Ea cu simțul ei estetic este, adică sunt de vină sau au făcut treabă bună, voi decideți. Personal, doamna Ionescu. Personal, pregătită? Da. Cum era Georgiana Ionescu când era copil? Surprinzător, cred că prima perioadă a vieții mele până în... să zic, un 10 ani, un copil timid. Un copil timid care nu-și găsea locul, care încă își căuta direcția, care încerca să se integreze în grup la școală, în grupul de prieteni de acasă. Am avut foarte puțin prieteni în copilărie. Cred că pot să-i număr pe degetele de la o mână, ceea ce nu e neapărat rău. După care, cred că după clasa a 5-a, m-am transformat și am devenit o persoană foarte expansivă, foarte vocală. Mi se spunea că sunt avocatul clasei, pentru că întotdeauna eram așa... Voiam să iau apărarea tuturor. Spuneam lucruri pe care poate ceilalți nu aveau curaj să le spună, ceea ce nu era neapărat în avantajul meu de foarte multe ori. Asta pentru că părinții erau chemați la școală, pentru că vorbesc foarte mult și pentru că sunt avocatul clasei, așa cum am zis. Da, și cred că copilăria se sfârșește undeva la 14 ani. Da, așa pe scurt am zis că... Da. Dar ce s-a întâmplat în clasa 5-a de deodată a influit? Măi, știți cum e, că se spune că învățătorii și educatorii joacă un rol foarte important în
viața tânărului exact. Care se dezvoltă. Învățătoarea mea, să spunem că n-a fost cea mai drăguță și cea mai prietenoasă, avea preferat și nu ezita să îți arate chestia asta într-un fel sau altul și mă simțeam timorată, adică mi se părea că oricât de bună aș fi fost sau oricât de mult aș fi dat, nu era îndeajuns. Deci diriginta sau dirigintele din a cincea te-a ajutat? Da, a fost o doamnă, Dumnezeu să ierte, a murit, foarte, foarte blândă și caldă și da. Deci ești genul de om care dacă primește rază de soare și întinde petalele, să da, zic așa. Ceva de genul. Ah, ce frumos. Sper că reușesc să fac asta cu succes. Reușești. Care era visul tău cel mai mare când erai copil? Măi, o să râdeți de mine, dar visul meu cel mai mare era să ajung să vizitez piramidele. Nici până în ziua de astăzi n-am ajuns să le vizitez. Eram super pasionată. La momentul respectiv era, dacă vă aduceți aminte, cei care sunt de vârstă cu noi sau, mă rog, apropiată, era acea revistă Arborele Lumii. Le aveam pe toate. Mamă, și când erau ediții în care se vorbea despre Egiptul antic, eram disperată, leșinată. Păi, dar cred că vom merge fără Noel, cel mai probabil, dacă vrem să mergem da, așa. Dacă mergem în Hurghada, cum se numește aia, da, acolo, stațiile la opulență, turistice, da, acolo mergem putem cu să luăm pe nono, da. Okay. Sau, da. Mama soacră, dacă vă uitați la acest podcast, aveți treabă. În perioada următoare, noi vom merge la piramide. Mulțumesc frumos. Bun. Deci asta era visul cel mai mare, să vezi piramidele, nu? Da, eram fascinată de tot ce ține de zona asta. Mi se pare incredibil că așa eram și eu. Eram disperat după Egiptul antic. Voiam să mă fac arheolog când eram mic. Eu voiam să mă fac avocat, da? Tot pe acolo. Tot în a începe. Care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai din copilărie? N-aș putea să pun degetul pe una, însă cu siguranță cele mai frumoase amintiri ale mele sunt legate de bunici, de bunica, mai exact. De bunica din partea mamei, da? Care pentru mine a fost a doua mamă. Și da, când mă gândesc la copilărie, mă gândesc automat la perioada aia și la cât de simplu era totul și cât de mult mă iubea și cât de acolo a fost. Adică nu exista nimic din ce mi-aș fi dorit să fac sau, nu știu, orice. Răspunsul întotdeauna era facem, bunică. Deci niciodată nu mi-a spus nu. Are legătură cu iubirea pe care ți-o oferea sau cu tot contextul, că erai la țară? Pentru că în context, Georgiana a copilărit lângă Vaslui, nu? Da. Lângă, la țară. Da. Cu rațe, porci, toate cu de toate. Cu o grada pe lângă da, tine. Da, și în picioarele goale. Țărână. Da, și a fost cea mai frumoasă copilărie. Zi-mi amintire din copilărie. O amintire din copilărie, haideți că vă povestesc una tare. Eu, copil fiind, de fapt și acum adult, sunt un pic cam ofturoasă la mâncare, am anumite chestii fixați, în fine. Așa era și în copilărie. Săraca bunica, Dumnezeu să ierte, nu mai știe ce, nu știa ce să mai facă ca să mănânc și să... Și nu să mănânc, dar... gen la modul să mănânc mult, ci măcar să mănânc ceva. Erau foarte slabă. Și știți ce făcea Georgiana? Georgiana se ducea, adică eu, se ducea în grădină și jumulea răsadurile de morcov, de ceapă și asta mâncam. Deci eu mâncam morcov din grădină, mă duceam și-l spălam la fântână, și mâncam ceapă. Și bieta femeie se întreba de ce nu unice? Da, eu mâncam până m-a prins bunica mea și se vezi atunci alergătură în toată curtea cu cleștele să mă... Cleștele? M-a alergat, nu mi-a dat niciodată, îți dai seama. Nu că mă uitam că ai dinți ok, adică da, dacă da, când te alergă cineva cu cleștele de obicei, scoate de sau unghiile. Sobă, creșterea de la sobă, cu care scoți cărbunii. A, da. Am înțeles, jăratecul. Da, sunt multe amintiri, sunt foarte multe amintiri. Păi, cu verișoarele mele. Zi-mi o boacănă mare pe care o boacănă mare, am făcut-o cu varmea, cea mică, Bianca. Am stat o perioadă și la sora maică-mi, cumva aia... În momentul în care s-a născut verișoara mea, ne-am împărțit copilăria împreună, când la bunica, când acasă la ea cu părinții. Și uneori când mama ei pleca la birou, ne lăsa la mama soțului, adică la bunica din partea paternă. Și într-o zi ne-am gândit noi ce ar fi, pentru că în perioada aia bunica ei vopsea casa, poate vărvăruia, ne-am gândit noi să luăm niște pene de gâscă și am vopsit... fraților, în albastru, spatele casei,
stocurile, nu vreți să știți. Mă, deci eram atât de fericită, cred că chestia asta am făcut-o 3-4 zile până și-au dat seama că ceva se întâmplă, că eram mult prea cu minți și nu ne găseau. Așa, și când ne-au găsit, ne-am ascuns sub sobă, în sobă, în cenușă. Da, a fost foarte... Așa a apărut albastru de voruneț. Da, exact. Mi se pare foarte amuzant că Georgiana se uită în cameră, pentru că ăsta este defectul nostru de când stăm pe canapea acasă și avem discuții de cuplu, ne uităm în cameră, nu ne uităm unul la celălalt. O să mă uit la tine atunci. Știi că în podcastul ăsta poți să te uiți la mine. Ok, mă uit la tine atunci, da. Asta e și ideea. Da. Dar mi se pare foarte amuzant. Ești primul invitat care face asta și e clar defect profesional, 100%, da. Eu știu toate poveștile astea, dar m-am bucurat foarte tare că le-ai povestit. Normal. Zi-mi o amintire neplăcută din copilărie. Nu neapărat una care se facă să plânge acum aici, cu toate care merge un TikTok cu asta, niște vizualizări, dar una neplăcută așa. Una neplăcută, să pun degetul, nu am, adică nu îmi vine acum în minte, dar pot să spun ce îmi provoca mie... Tristețe, da, în copilărie. Despărțirile, nu-mi plac despărțirile și despărțirea de mama întotdeauna a fost așa... Pentru că, na, așa a fost situația și trebuia să plec la bunici atunci când era vacanță și așa mai departe și era greu pentru mine să stau 3 luni fără părinți. Na, verișoarele mele care sunt din partea mamei, ambele stau în Vaslui și ele erau cu părinții acolo și eu tot timpul eram a 7-a roată de la căruță, așa mă simțeam, dar fără să știu că așa mă simt. Așa... Că așa te simțeai doar tu, pentru că cei din jurul tău... Exact. Fun fact... Pe mine m-a șocat familia Georgianei, sunt cei mai calzi oameni, cea mai caldă familie pe care am întâlnit-o vreodată. Nu o să fiu niciodată, prima oară, cred, când am fost noi la țară, la Georgiana, și când am plecat, au ieșit toți în fața casei, cum au ieșit în Maldive, angajații, și când pleci cu avionul și îți fac cu mâna așa, și toți, bă da, toți plângeau, Georgiana plângea, până și eu am început să plâng și nu știam de ce. Deci sunt niște oameni atât de calzi, iar Georgiana absolut 100% niciodată n-a fost privită acolo ca fiind un străin, întotdeauna a fost copilul, 100% sunt sigur de asta, copilul lor, iubirea lor, dar îți înțeleg durerea că mama și eu e una. Am suferit după mama care săraca, m-a lăsat la bunici la fel din multe probleme și nu știu niciodată când închideau ușa aia la apartament, la apartamentul cu 2 camere de peripiceni din Colentina și stăteam și plângeam la ușă cu orele și tot timpul mă uitam la ușă ca un câine, așteptam să deschidă ușa. Când auzeam ceva pe hol, ușa era ceva, credeam că e mama, știi? Adică știu. Durerea, lipsa... I feel you. Da. I feel you. Da. Deci suntem cumva niște copii care împărtășesc această durere, să zic așa. Da. Asta a fost o zonă mai intimă, așa, să o cunoașteți puțin pe Georgiana în corul ei, în nucleul ei. Și acum mergem într-o zonă de... tot personal, în zona de cuplu. Cum e să fii căsătorită cu mine? Cu acest etern copil. Bipolar. Este o provocare în fiecare zi asta, pentru că ești o persoană foarte complexă. O persoană care... Na, nu știu, trebuie să găsesc o descriere, căci dacă aș spune-o așa cum... S-ar înțelege greșit. Da, s-ar înțelege greșit. Este o persoană... Zic cuvântul ăla. Cum e? Nu, ești veșnic nemulțumit. Așa este. El tot timpul are câte o dilemă, tot timpul are o problemă, tot timpul este nemulțumit de ceva, fie că e profesional, personal, are dileme. Dar nu mă pot mulțumi cu punctul în care sunt, vreau întotdeauna mai mult, să fiu mai fericit, să fiu... Asta vine tot din traumele copilării, lipsa afecțiune și lipsa prezenței mamei și a tatălui, evident, care a cântărit cel mai mult probabil. De-aia sunt așa. Dar atunci când Marian este in his good vibes, este cel mai mișto om de pe planetă. Adică cred că for better and worse e așa e. Adică ne-am luat și la bine și la greu și asta cred că fac parte din viață și cred că fiecare hop te face și ne face mai puternici. Adică nu e greu, e doar... Te obosește această
cum să zic, această, cum să zic, plimbarea mea între ăla care sunt super șmecheri, așa cum ai spus tu, și ăla care este nemulțumit, e obositor să... Depinde foarte mult de energia pe care o am eu la momentul respectiv. Adică, cu siguranță, până să apară Noel, nu era la fel de solicitant, pentru că stăteam bine pe nivelul de energie, somn și alte cele, și atenție, na, bineînțeles, căci de când a apărut copilul, atenția noastră, atât a lui cât și a mea, s-a împărțit și este firesc și nu cred că ar putea fi altfel. Nu tot timpul. Adică, repet, depinde foarte mult de gradul meu, de cât de încărcate îmi sunt bateriile. Uh-huh. Știi cât pot să duc. Deci pot să te suc de energie cu o putere extraordinară. Da. Este vampir energetic. Okay. Da, e într-adevăr, când am aceste treceri de la o stare la alta, aceste mood swings, unii zic că e specific zodiei, că sunt gemeni, da. Eu cred că e specific nebuniei mele. Am început și eu de curând terapia pe persoană fizică și de fiecare dată când intru acolo, pentru că vreau să fac live neapărat, de câte ori intru în căpere, mă gândesc că e posibil să fie ultima oară când sunt în libertate, că mă gândesc că o să cheme din secundă în secundă ambulanța să mă ia în cămașă de forță. Doamne, de acolo. Ferește, nu. Nu e cazul. Cum e să fii mamă? Că spuneai despre Noel, care este cel, știu, este soarele nostru, în jurul lui ne învârtim amândoi. Cum este? Cum e să fii mamă? Să fiu mama lui Noel este cea mai, nu, frumos e puțin spus. N-am cuvinte. Este copilul nostru, este o rază de soare. Și toți cei care ajung să interacționeze cu el ne spun același lucru, că are o energie extraordinară. Este genul de copil care îți umple inima, umple orice încăpere în care intră. N-am, da, sunt... Tu vorbești despre el acum, atenție. Da. Să vorbești despre tine. Ce simți tu? Ce pot să simt? Că îmi explodează inima de câte ori îl văd. Când sunt cu el, sunt acasă. Mai puțin când îl bați. Da, îl bați. Glumesc. Când îl dai cu capul de pe... Marian, citează. Da. Protecția, da, copilului. Noel înseamnă acasă, Noel înseamnă liniște, Noel înseamnă provocări zi de zi, pentru că este un copil foarte energic, dar este un copil foarte bun și nu puteam să visez, să visăm, de fapt, ceva mai bun de atât. Sunt convinsă că orice părinte vorbește la fel despre copilul lui, este absolut normal că n-ai... Dar din nou, tu vorbești despre copil. Eu te-am întrebat ce simți tu, adică să înțeleg, simți iubire, simți explozie în suflet. Împlinire. Împlinire. Oboseală de foarte multe ori. Așa, bun, asta vreau să văd. Da, pentru că... E obositor să fii mamă. Să fii mamă e foarte obositor, e obositor pentru amândoi. În momentul în care apare copilul, se schimbă tot. Dar pentru mamă, cel puțin în prima parte a vieții copilului, în primul an, primii doi ani, e foarte greu. Adică copilul, Noel, cel puțin, e după ea tot timpul. Eu mă lupt să-i atrag atenția, cât pot eu de tare să vină și la mine. Azi, de exemplu, a venit cu mine la birou. Am avut așa, iubesc am momentele astea, dar el în continuare gravitează în jurul tău. Tu ești, tu ești pentru universul că noi suntem lui, conectați și vom, da, fi conectați aceeași ființă, până tot timpul, da. Și e greu, pentru că toată presiunea asta și toată atenția lui e pe Georgiana. Și acolo unde vin și o să mai completez, e insuficient, cel puțin în prima parte, acum, în perioada asta. Pe măsură ce el o să crească, și asta o zic tot timpul, și o să-și dea seama unde e șmecheria adevărată și valoarea și opulența, atunci va fi al meu. Dar da, și al meu, sau al meu majoritar, să zic așa. Este al tău în continuare și va fi întotdeauna, are legătură probabil strict de, cu conexiunea asta pe care o avem și cu nevoia lui de siguranță și cu siguranță, eu fiind singura persoană pe care o cunoaște dintotdeauna, cu mine se simte cel mai în siguranță. Pe măsură ce va crește și își va da seama că fiecare dintre noi are un rol în viața lui, va începe o să se împartă... Apese butoanele. Exact. Deci, în concluzie, este frumos, este foarte greu. Da, e foarte împlinitor. Este... O iubire de aia care te doare, pentru că îți ia toată energia și tot ce e mai bun, dar care te împlinește și care îți dă înapoi în mit. În mit.
Foarte frumos. E frumos să fii mamă. Mi-ar plăcea să fiu mamă. Sincer, dar sincer, mă bucur mai mult că sunt tată. Sincer, nu cred că ai putea să fii mamă. 100%. 100%. Eu întotdeauna am avut o părere bună despre femei. Sau cel puțin de când mi-a venit mintea la cap, am avut o părere bună despre femei. Iar mama este modelul meu de... Mama e cea mai puternică persoană pe care o cunosc ever. Punct. Și de asta îmi dau seama, adică, cum să zic, când văd cât de, la cât de multe lucruri sunteți, prin cât de multe lucruri trebuie să treceți, zi de zi, și apoi când văd venirea copilului și văd la ce, inclusiv naștere, sarcina, nașterea, și ce urmează după aia, nu o să niciodată cum Noel nu s-a atașat corect la sân și provoca rând Georgianii și Georgiana l-a lăptat și plângea, adică atunci mi se rupea suflet, durerea aia fizică și uneori emoțională, adică voi sunteți niște tancuri, frate. Voi femeile sunteți cu adevărat sexul tare, știi? Na, asta vreau să zic. Nu știu dacă are logică ce. Are. M-am dus așa mult pe... Mă gândeam la mama, mă gândeam la tine, prin ce treceai tu, știi? Și prin ce treci în continuare și îmi deschid porii empatiei și îmi dau seama cât de greu vă este, știi? Păi, în momentul în care sunteți devii, cu adevărat extraordinari. Da, când devii mamă, renunți la o bună bucată din tine, din ce însemnai tu ca individ, pentru o perioadă X de timp, în care te dedici full-time acestui job. Că, acum pe măsoare ce l-a mai crescut și începe să fii independent și da, începi și tu să ai mai, și tu să ai mai mult timp pentru tine, abia aștept să te văd din nou cum înflorești tu pe persoană fizică, știi? Că până acum ai înflorit tu cu el, știi? O altfel de înflorire, cum o văd eu din exterior. Da. Și mi-e dor și îmi doresc foarte tare să te văd înflorind din nou tu, știi? Pe persoană fizică. Nu știu, și mie mi-e dor. Place asta de la Vanghelie, mor. Deci Vanghelie a lăsat ceva foarte frumos. Și mie mi-e dor și... Da. Ăsta a fost parcursul normal și firesc, cred că, al oricărei familii în care apare un copil. Cineva, adică mama, în general, renunță la ce făcea. Renunță ca să fie ea. Exact. Mi se pare tare că aveam întrebarea asta, că e greu să fii mamă. Ai răspuns. Ce simți când te uiți la Noel? Ai răspuns. Ce simți când te uiți la mine? La individul care ești de 8 ani împreună și, na, anul ăsta facem 5 ani de când suntem căsătoriți. Și tot 5 ani, anul ăsta facem și 5 ani de când suntem împreună parteneri în mini-business-ul ăsta al nostru de content creating, ce facem noi. Creatori de conținut, ați văzut câte canale de YouTube avem. Adică puteți să spuneți orice despre noi, dar nu că frecăm duda. Chiar muncim. Chiar e job la noi. Ce simți când te uiți la mine? Păi cred că depinde foarte mult de... Moment. De momentul. Și care dintre Marian? Exact. Da, eu sunt sinceră. Îți dai seama că nu poți să-ți petreci atâția ani din viață, mai ales că noi și am lucrat... mulți ani împreună, inclusiv ultimul an la job l-am lucrat împreună, fără să îl iubești pe omul de lângă tine. Dacă nu... Gândiți-vă că noi, lucrând împreună, nu prea am știut cum să separăm partea personală de partea profesională. Și am stat 24 din 24 împreună. Și nu doar în pandemie. Și nu doar în pandemie, și înainte. Și... știți cum e, fiecare relație cred că are un termen de expirare, știi? Adică eu nu cred că există relație care să dureze 60 de ani, cel puțin în timpurile noastre. Așa. Și mi se pare că noi am trecut foarte, foarte frumos acest test. Al expirării? Al expirării, da, pentru că petrecăm foarte, foarte mult timp împreună, neavând orele acelea în care, în mod normal, ești la birou, să vii acasă, să schimbi trei vorbe. Noi lucram împreună, dormeam împreună, a venit și pandemia, am stat și mai mult împreună decât stăteam înainte. Da, mi se pare că suntem un cuplu puternic. Bineînțeles că am avut și noi problemele noastre, orice cuplu le are. Când mă uit la tine, văd familia mea. Tu ești familia mea. Tu, cu tine am început chestia asta. Și tu ești acasă, tu ești familie, tu ești iubire, tu ești stâlpul meu de bază, adică fără tine
și tu știi foarte bine chestia asta, că atunci când nu suntem împreună sau, nu știu, poate când suntem ciondăniți, sunt total dezechilibrată. Uh-huh. Eu îmi iau energia din energia lui Marian. Dacă Marian e bine dispus, eu sunt sus. Dacă Marian e jos, eu sunt și mai jos. De asta am și plecat așa într-o căutare a fericirii mele absolute, zic așa. Dorința mea este să fiu tot timpul în cea mai bună forma mea, pentru că mi-am dat seama că dacă eu sunt nefericit, oamenii de pe lângă mine sunt nefericiți. Și vreau să fiu fericit ca să pot să vă ofer înapoi toată energia mea pozitivă și să vă încarc pozitiv, știi? Pentru că mi-am dat seama că meritați cu desăvârșire. Tu meriți cu desăvârșirea asta, Noel merită cu desăvârșirea asta, să și ca merită asta. Și aici e o luptă foarte puternică, de asta noi facem terapie de cuplu de ceva timp, am început și-o separat. E necesar să ajungem într-un echilibru și mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Ți-ai zis foarte frumos, să știi. Și una chestie care a rămas puțin în aer e acea dată de expirare de care ziceai tu, că toate cuplurile au o dată de expirare. Da, mi se pare că nu știu. M-a pus puțin pe gânduri. Wait, what? Cred că și oamenii de acasă sunt la modul. Sunt la... Iubitul, ia vină cu asta să văd eticheta. Da, am zis-o așa. Într-o notă abstractă. Mm. Un cuplu normal, așa. Nu cum suntem noi, își petrece un număr de ore pe săptămână împreună. Am înțeles ce vrei să zici. Vrei să zici tu sau să zic eu? Spune tu. Ce? Am înțeles acum. Eu cu Georgiana gândim imediat, facem click extraordinar. Că altfel n-ai putea să fii cu un om, să muncești cu un om atâta timp dacă nu faci click. Georgiana vrea să spună că ai niște minute la dispoziție, da. Care sunt foarte multe în mod normal. Dar în momentul în care tu combini jobul cu viața personală, minutele alea curg mai repede. Cu cât petreci mai mult timp împreună și stai literalmente unul lângă celălalt și îi sufli în ceafă, cu atât minutele alea se scurg mai repede. Și noi am ajuns în punctul ăla la un moment dat și a trebuit să dăm un refresh. Cum am dat eu acum aici la timerul ăsta, că am un timer ca să pot să-mi sincronizez, să nu se oprească camerele de filmat, să rămân, să vorbim în gol. Exact așa e. Și trebuie, da, la un moment dat să fii pe fază să dai acel refresh. Da, că dacă nu dai refresh-ul și dacă nu schimbi macazul, e posibil să vă pierdeți. Și chiar dacă vă iubiți și chiar dacă merg lucrurile foarte bine pe celelalte planuri, pentru că ați ajuns în punctul ăsta în care sunteți tot timpul unul lângă celălalt. Da, degeaba, știu că sună ciudat că zic chestia asta, degeaba vă iubiți și simți că iubirea, fiecare definește iubirea diferit, degeaba o simți, da? Simți când iubești pe cineva, știi, când iubești pe cineva, știi că iubești pe cineva. Degeaba sexul este fantastic dacă timpul ăla de care spunea Georgiana expiră. Da. Ăla e gradul ăla de acceptabilitate, de, nu știu, de TVR-ul în jurul meu. Adică sunt oameni care se iubesc și se despart, sunt oameni care sunt niște parteneri extraordinari în pat și se despart. Sunt oameni care și tot se despart. Pentru că trebuie să dea acel refresh, trebuie să-și dea ora exactă și să-și dea seama de anumite lucruri. Da. Cum ar spune un bătrân, trebuie să... în viață, cel de lângă mine, trebuie să... să ți se facă dor. Și dacă stai unul lângă altul non-stop, nu mai are timp să ți se facă dor și se duce. Pa! Și bine a dat-o Georgiana pe asta. Cum ar spune un bătrân în viață, ăsta de lângă mine? Marian este bătut pe multe faze. Da, de asta spun. E de asta care verifică de 7 ori ușa, da, care mă freacă de 10 ori înainte să plecăm de unde ai verificat că ai căutat tot peste tot. Când plecăm de undeva de la hotel, zice, mai încă o privire de ansamblu, așa zic eu. Cum o privire de ansamblu, să nu fi uitat ceva. Îmi vine sparul pe geam când zice chestia asta. Ești mor. Bine, am și niște antecedente, că am uitat niște chestii, dar chestia asta s-a întâmplat cu uitatul de când sunt mamă, până să fiu mamă. N-am uitat niciodată nimic. Zi. Da, sunt de acord cu asta. Asta pentru că aruncam privirea de ansamblu. Acum arunc privirea de ansamblu cu Noel care aleargă pe hol. Care... Uite, fără să ne... Deci, întrebare. Care este cel mai important lucru într-un cuplu? Și cred că asta e răspuns. Să permiți să ți se facă dor. Da. Pe lângă cele clasice, respect, înțelegere, liniște, pace... Good sex. Da, e foarte important. Chiar e foarte important. M-am uitat și în cameră când ai zis chiar e foarte important.
Da, este foarte importantă și partea asta, pentru că, na, până la urmă, și mai suntem o chestie, oameni. Și mai e o chestie foarte importantă. Și uite, asta se leagă cu următoarea întrebare. Cât de importantă e terapia de cuplu? Răspunsul în terapia de cuplu, din punctul meu de vedere, o să las pe tine să răspunzi, evident, răspunsul la componenta aia se regăsește în răspunsul pe care îl am eu vis-a-vis de terapia de cuplu. Și eu te invit să spui cât de importantă e terapia de cuplu și cât de importantă a fost. Că poate se uită în momentul de față cineva, nu știu, un el, o ea sau ei doi, se uită la noi în momentul de față și poate trec prin ce am trecut și trecem și noi, știi? Și poate răspunsul ăsta îi ajută și îi convinge să înceapă o terapie de cuplu. Păi, cât de importantă e în momentele... În momentele dificile. Critice este important să existe o persoană neutră care să vă ajute pe voi și ca un întreg, ca un cuplu, cât și pe voi separat, căci rolul terapeutului este să dea indicații și pentru fiecare în parte, să vă ajute să vă înțelegeți și să înțelegeți unde greșiți și cum ați putea să îndreptați lucrurile, cum să puneți pe masă nevoile voastre fără să sune ca un reproș. E foarte important. E foarte important să ceri ajutorul atunci când simți că nu reușiți voi doi să găsiți un middle ground. Și pe noi, cel puțin, ne-a ajutat. Pe noi ne-a ajutat terapia să depășim niște momente foarte grele. Bineînțeles că noi suntem actorii principali și că fără ca noi să ne dorim să ne fie bine, puteam să facem 11.000 de ore de terapie. Important să știți dacă vreți să faceți pasul ăsta, dacă vă iubiți într-adevăr, sunteți dispus să luptați, să faceți compromisuri, pentru că o relație asta înseamnă, iar terapia o să taie în carne vie, adică trebuie să vă pregătiți să fiți foarte sinceri în primul rând. Ce ai învățat tu din terapie? Care e lucrul pe care l-am învățat împreună cel mai bine? Nu te întreb că răspuns greșit, răspuns corect. Da, acum. Nu, te întreb ce ai învățat tu de acolo și o să spun și eu imediat ce am învățat și sunt sigur că după ce o să mă auzi o să zici, a, da, și aia. A, da, fuck it, cât de important aia. Dar, în primul rând am învățat să ascult. Să ascult ce spune omul de lângă mine. Știți că... Auzi, dar nu asculți, exact. Am învățat să îmi comunic nevoile, ceea ce spuneam și la început, fără a o pune într-o tentă negativă, ci a spune simplu, nevoia mea este sau eu simt că, fără a spune, știi, să-ți dau un exemplu practic. Da. Trebuie să aruncați gunoiul, da? Și tu în loc să-i spui, bă, n-ai aruncat și tu gunoiul la frate, ce dracu? Nu-i spui, măi Marian, aș avea nevoie să te duci să arunci gunoiul pentru că eu nu am timp să fac chestia asta. Cum sună asta? Sună mult mai bine. Da. Am învățat să comunicăm mult mai bine. Da. Terapia ne-a învățat să comunicăm și să nu ne mai activăm mecanismele defensive. Pentru că... Amigdala. Pentru că eu am tendința de a-i spune georgianei că mă sufocă uneori. Și am tendința de a-i spune, ești sufocantă. Și ăla este un atac direct la persoană. Da. Și în momentul ăla georgiana își activează scutul și nu mai trece nimic de el. Și viceversa. Ea îmi spune ceva care activează scutul meu, și scutul e format de cele mai multe ori din traumele copilăriei, din traumele pe care le ai, din ego și toate chestiile, și nu mai trec cuvintele alea spre tine. Nu mai auzi nimic. Nu mai auzi nimic. Auzi doar ce ți-a spus omul ăla și doar cuvântul ăla, nu mai contează ce mai spune după sau whatever. E la modul, da, ok. Exact. Și am învățat să-i zic Georgiana, eu în momentul de față mă simt sufocat, am nevoie de puțin aer. Nu ești tu sufocantă. Nu ești tu aia care îmi distruge mie universul. Nu, eu mă simt așa acum. Am zis și asta mai devreme, da. Da, da, eu nu, am vrut să o zic, să o traduc altfel. Adică sunt oameni care au înțeles ce ai zis tu, sunt oameni care au înțeles bine ce ai zis tu, sunt oameni care nu au înțeles și poate au înțeles de la mine. Și sunt oameni care nu au înțeles deloc și aia e, îmi pare rău. Dar mie mi se pare că terapia face minuni. Chiar dacă avem ups and downs, sunt momente când te simți parcă mai rău după terapie decât te simțeai înainte. Normal, pentru că răscolește niște lucruri, pentru că îți pune pe masă niște chestii pe care tu cumva deep down știai că sunt acolo, dar este absolut normal să negi și să încerci să le ții cât mai supreși chestiile care dor. Dar, din păcate, chestiile care dor sunt cele care provoacă cele mai mari damage, adică... Dar sunt și cele care te vindecă, până la urmă. Da, da, da. Eu așa simt.
Recomand asta. Dacă treceți pentru un moment greu, greu, da, și vă iubiți și simțiți că vă iubiți, merită să încercați. Bun. Mișto discuția asta. Mi-a plăcut mult de tot discuția asta. Sunt sigur că și oamenilor care se uită la noi le-a plăcut discuția asta. Profesional. Da. Anul ăsta faci 5 ani de când jobul tău principal este să creezi content pe net sau să fii parte activă din vlogurile de pe canalele mele de YouTube. Unul dintre canalele mele de YouTube a devenit canalul nostru de YouTube, Bioniști. Eu am tendința asta de a spune al meu, al meu, al meu. Și pentru că îmi doresc să am ceva al meu, ca orice om. Și tocmai de asta am transformat canalul Mariciu Daily în Ionești, care este canalul nostru și este asumat al nostru. Chiar dacă eu aplaudez, eu apăs upload, Georgiana mă mai ajută cu titlul uneori. O întreb, facem brainstorming. Ideea e că este, cum să zic, avem lucrurile noastre și lucrurile noastre. Și cred că așa e bine să fie într-o relație, să ai și ale tale și ale tale. În fine, aici m-am dus eu puțin departe, dar am vrut să explic chestia asta cu prezența Georgianei pe canalele mele și canalele noastre, care este esențială și fără ea lucrurile n-ar fi arătat așa. Că ar fi arătat mai rău sau mai bine sau n-o să știu niciodată. La fel, n-o să știu niciodată și sincer, n-aș vrea să aflu asta. N-aș vrea. Dacă aș da timp înapoi, aș face la fel. Asta îți promit. Poate că aș încercat puțin mai mult să muncești mai puțin la noi și mai mult la tine, ceea ce îmi doresc foarte mult, să începi să muncești mai mult la tine, să înflorești tu, știi? În fine, asta e altă chestie. Cu sare de la una la alta. Cum este să fii creator de conținut? Un job full-time. Când ne-am apucat noi de chestia asta, piața era încă foarte la început și da, nu exista precedent, nu exista sursă de inspirație atât de multă cum e acum. Acum a deschis telefonul, intri pe social media și la orice click vezi câte ceva și sunt de 100 de ori mai mulți oameni care creează conținut decât erau când ne-am apucat noi. Și da, cumva odată cu creșterea pieței și jobul nostru a devenit din ce în ce mai greu pentru că presupune ca tot timpul să vii cu ceva nou, tot timpul să fii super fresh și super în trend. Practic, trebuie să fii ca la 20 de ani, cu energia de la 20 de ani, doar că noi nu mai avem 20 de ani. Și mai avem și un copil? Da. Dar nu regret. Cumva, na, background-ul atât al meu cât și al tău este în comunicare, deci cumva noi la bază suntem. Adică avem... Povestește asta, pentru că put cum mă sperie chestia asta. Deja devine creepy, pentru că asta e a doua chestie. Că știu că oamenii din Ionescu, oamenii care nu urmăresc de mult timp, știu treaba asta. De unde pornim cu joburi, ca joburi și da, ce background avem. Dar tocmai de asta vreau să explici mai întâi ce, de unde vii pe partea de job, cât ai muncit și apoi ne întoarcem și la partea asta de content. Da. Că poate sunt oameni care acum se uită la noi și sunt la modul alt, bă, dar s-au umplut lumea asta de vlogger, bă, dar voi la muncă, nu v-ați dus niciodată? Ba, chiar am fost la muncă, stai să fac un mic calcul. Mă rog, vorbim strict de partea de comunicare. Când am intrat în comunicare, aveam 22 sau 23. Acum am 36, fac anul ăsta. 13. Poftim? 13 ani. Da, deci când ne-am apucat de treaba asta, aveam 8 ani background de comunicare, am lucrat atât în companie, pot să spun și companie. Întotdeauna să spui companie. Da, am lucrat pentru Tuborg România, care, mă rog, are în portofoliu mai multe branduri, Carlsberg, Guinness, Holsten, Skol, Granini, avea și apă plată la, și minerală la momentul respectiv, Somersby, care este cidru, și m-am ocupat de comunicare. După care am plecat la o companie de recuperări creanțe, unde m-am ocupat de partea de comunicare internă, după care am plecat în agenție, unde am lucrat, nici nu mai știu câți ani am lucrat, în agenție, 3 ani? I don't know, nu mai știu. Deci mulți ani. De care un an am fost colegi. Da. Mulți ani de comunicare în care am lucrat pentru tot felul de clienți, eu, de la zona asta de food and beverages, am lucrat pe partea de IT, am lucrat retail, tot felul de clienți am avut, din toate domeniile. Strategie de comunicare, implementare, evenimente, parte de social media, tot. Am făcut de toate. Influencer, absolut tot ce se poate face. Am strâns și decoruri, am făcut de toate, chiar dacă ăla nu era jobul meu. Sunt genul de om care
nu mă dau înlături de la muncă, indiferent de statutul. Îmi place să fac chestiile astea. Da. Îmi place să, da. Adică am făcut de toate, din tot ce ține din, de jobul ăsta, de om de comunicare. După care... Iar eu sunt blogger din 2009, în 2011 m-am angajat în publicitate, până atunci am lucrat în vânzări. De la 19 ani muncesc, dar nu o să vă pierd în detalii. În 2011 am intrat în publicitate și acum 4 ani sau 5 ani am ieșit din publicitate, pentru că îmi doream foarte tare să fac partea asta de content creating, doar asta, pentru că mă făcea foarte fericit. Unde implementam atât ce știam eu din agenție, cât și partea asta de content, de a face conținut. Adică știam să încheg și știm amândoi și asta ne face un cuplu foarte puternic în zona asta și de asta ne merge bine. Nu ne căcăm pe noi, ne merge foarte bine. Cei care ne urmăresc știu asta, dar și muncim foarte mult și știm cum să îmbinăm bine brandurile cu experiențele noastre și mai ales nu suntem străini de branduri. Adică noi, nouă, dacă ne place ceva, noi vorbim despre acel ceva. Ah. Nu suntem la modul radio silence și când vine vorba de cașcaval, atunci vorbim despre branduri. Nu. Noi recomandăm tot ce folosim, tot ce ne... pentru că e o chestie naturală și de asta merge de bine ceea ce facem. Da, și bineînțeles ne ajută foarte tare, da, background-ul, pentru că și... știm exact cu ce se mănâncă toată povestea asta, știm că am fost și noi de partea cealaltă a tastaturii. Da, și contează enorm să ai experiența asta. Și mai e o chestie. Avem cărcă, frate. Da, noi, băi, în agenție nu e ușor. Deci dacă auzi pe cineva că zice a, viața de agenție e ușoară, nu, tati. E muncă. Sunt multe weekend-uri pierdute, muncite. Că duci și muncești efectiv. E multă muncă și mi-a plăcut foarte mult perioada de agenție. Am învățat enorm. Dar ne-a făcut cărcă. Adică noi ducem. Faptul că noi, eu chiar cred că noi suntem singurii creatori de conținut din România care au atât de multe canale active. Mă rog, mai puțin în ultima perioadă, că am avut acea perioadă tulburi. Dar atât de multe canale pe care postăm constant și cât facem, și TikTok, și Instagram, și mama, și tata, și Facebook, și tot, și Biril o perioadă, nu cred că mai există creatori de conținut care să facă asta, nu că acum încep să mă laud, dar fix așa este. Pentru că avem cărcă. Și ăsta e un sfat pe care vreau să-l dau tuturor tinerilor care sunt la început de drum și vor să facă ceva în zona asta de content. Bă, încercați să munciți și într-o corporație sau într-o agenție o perioadă. Pentru că vă va face să înțelegeți cât de importantă este munca. Munca, să ai acest obicei de a face, de a te duce dimineața undeva și de a munci. Și disciplinarea asta, știi? E sfântă. Pe mine m-a ajutat enorm, pe noi ne-a ajutat enorm și de-aia suntem în punctul în care facem ce facem acum. Scuze că am, cum să zic, am hijack-uit avionul discuției. Vreau să-mi povestești cum e să fii tu creator de conținut. Tu. Cum te simți? Păi... Măi, cum mă simt? Îmi place foarte mult, asta e clar. Să zicem că sunt în poziția fericită în care am colaborări foarte faine cu branduri care, pe care le folosesc și branduri pe care, la care, nu știu, aspiram, spre exemplu, să ajung. Am... Mă, deci îmi vine să te sărut acum. Asta sunt și întrebările pe care le aveam eu aici. Continuă și vreau să ne povestești pe brandurile pe care, cu care voiai să lucrezi. Și cu care ai ajuns să lucrezi. Da. Și vrendurile cu care vrei acum să lucrezi. Ce, știi? Da, ce urmează. Da. Vă dați seama, când ne-am apucat de treaba asta, na, aveam inspirație din afară, vedeam ce se întâmplă în afară. Erau și câțiva creatori de conținut din România pe care îi urmăream și pe care îi urmăresc în continuare și care reprezentau o sursă de inspirație. Și ca orice tânără, că eram tânără la momentul respectiv, visam și speram să ajung să lucrez cu branduri ca Vichy, L'Oreal, Kérastase, nici nu mai știu că sunt o grămadă. Știu că la un moment dat îmi țineam ca un fel de, nu știu dacă era jurnal, că nu era jurnal, era o agendă în care îmi notam eu lucrurile, ce doresc eu să proiectez în viitor și ce aș dori să mi se întâmple. Și știu că îmi scriam acolo că vreau să fac asta, că vreau să vină brandul ăsta la mine, că vreau să... Da. Uite, spre exemplu, Lancôme, la fel, e un brand pe care îl folosesc și care îmi doream să ajungă la mine. Și a ajuns. E important, foarte, foarte important să-ți dorești și să proiectezi chestia asta în univers. Chiar cred în chestia asta. Evident să muncești foarte mult, pentru că au fost foarte mulți ani în care eu, Georgiana Ionescu, pe persoană fizică, aveam proiecte foarte puține, dar aveam împreună ca cuplu sau Marian
Marian le avea pe cele mai multe pentru că avea și background-ul de, de blogger și au fost mulți ani în care am muncit, nu pot să spun în gol, că nu am muncit în gol, am muncit la mine, dar în care nu am produs. Practic, făceam content și munceam în zona asta doar în ideea în care să cresc și să fiu vizibilă și ca oamenii din agenții și oamenii de la branduri să mă vadă și să zică, băi, uite, fata asta face mișto ce face, uite, mi-ar plăcea să colaborăm cu ea. Și lucrurile s-au întâmplat, dar au fost mulți ani, cred că vreo 2 ani și ceva, în care am muncit în gol, cu ghilimele de rigoare. Și cu ce branduri vei să lucrezi acum? Ce ai? Zi-mi unul cu care ți-ai plăcea să lucrezi. Aruncă-l în univers. Dar nu vreau să spun aici. Și acum să uiți pe Georgiana, Betano! sunt multe branduri din zona asta de beauty care îmi plac foarte mult cum comunică, spre exemplu cum este Givenchy, zona asta de haine și sunt un om care cred că am o direcție în zona asta și cred că am un simț estetic destul de bine dezvoltat. Mi-ar plăcea, spre exemplu, uite, de ce nu Levi's, I don't know, H&M, că mă îmbrac de la H&M, dacă chiar mă îmbrac de la H&M și îmi plac hainele de la H&M. Adică sunt multe branduri care îmi plac, pe care le folosesc și cu care mă identific și cu care cred că aș face treabă bună. You never know. Never say never și proiectează-le în univers. Foarte frumos, foarte frumos. Care e cel mai frumos proiect pe care l-ai avut în agenție sau la client? Care îți vine în minte acum? Eu mie îmi vine, desigur, ăla în care ne-am întâlnit noi, ăla pe Guinness, St. Patrick's Day, că așa m-am cunoscut eu cu Georgiana, ea era clienta, eu eram blogger de campanie, am cunoscut-o în seara aia la petrecerea Guinness și... Aia a fost. Da, aia a fost. Da, dacă ar fi să aleg un proiect dintre cele desfășurate la client, cu siguranță proiectul meu de suflet este St. Patrick's Day și anul ăla în care ne-am cunoscut. Din ce mi s-a spus în companie, a fost și primul an în care l-am organizat în totalitate singură, fără să am ajutor de la altcineva din interior. Am fost doar eu și agenția și cu siguranță ăla este evenimentul preferat și feedback-ul din companie a fost că a fost cel mai mișto St. Patrick's Day organizat vreodată. Deci, înseamnă că mi-am făcut treaba bine. Asta pot să zic și eu, a fost cel mai tare St. Patrick's Day cât am cunoscut. Da. Și din agenție... Probabil are legătură cu Amazon, care, da, n-a fost un proiect glam, dar a fost un proiect care pe mine m-a ajutat foarte mult să cresc profesional. Am avut oportunitatea să lucrez cu niște oameni foarte, foarte tari, cu echipa Amazon din state, adică am cunoscut niște oameni absolut amazing și care m-a provocat maxim, pentru că a trebuit să intru în zona asta politică foarte mult. Am invitat președintele și așa mai departe, adică au fost niște provocări profesionale foarte mari. Ambasada statului unit al Americii. A venit și ambasadorul. Da. Deci, da, dacă ar fi să aleg un proiect profesional din agenție de care sunt mândră, clar este vorba despre Amazon. Apoi de partea asta profesională. Da. E ciudat că cele mai importante momente din viața noastră sunt puse în format video pe net? Adică, opa, studio, s-a trezit bossul. Hai că mă duc să-l iau. Te duci tu să-l iei? Da, mă duc eu să-l iau. Repede, cât stă Noel cu minte la mami în brațe. Voiam să te întreb chestia asta, dacă e ciudat că cele mai importante momente din viața noastră sunt puse pe net. Nunta, botezul lui Noel, nașterea lui Noel, măi, nu nașterea, dar prima oară când l-am văzut pe Noel și l-am prezentat lumii. Măi, nu mi se pare ciudat, adică na, cumva amândoi am luat decizia asta să facem chestia asta. Mi se pare foarte tare că na, cumva vlogul și faptul că am filmat toate lucrurile astea ne-au obligat, cu ghilimele de rigoare, ne-au forțat să le punem, să avem un jurnal video și să avem amintirile astea într-un format frumos, editat, nu doar niște filmări random. Adică într-o poveste cu început și final. Avem filmul vieții noastre. Exact, exact. Adică nu mi se pare ciudat, mi se pare chiar fain. Într-o lume în care toată lumea share-uiește și cumva noi am fost avangardiști. Am fost printre primii care au făcut asta, știi? Da. În stilul ăsta. Mă rog, eu am recunoscut tot timpul, inspirat de Casey Neistat. Absolut. Care
era mult focusat pe el, nu pe viața lui de familie, foarte puțin. Dar eu am introdus componenta asta pentru că asta era viața mea. Viața mea era viața de familie, activitățile pe care le făceam, le aveam împreună. Și odată cu apariția lui Noel, evident, el a devenit cea mai importantă componentă din viața noastră și era inevitabil să apară. Și tocmai de asta tot timpul am explicat, copilul apare doar în ipostaze de care să nu-i fie rușine când va fi mare. Murdar, plângând, niciodată. Doar râzând, fericit, copil în Maldive, copil, nu știu, în orișelul copiilor sau copil la Disneyland. În niciun caz într-o situație neplăcută. Și eu mă bucur foarte tare că avem filmul ăsta al vieții noastre, știi? Și eu. Și că putem oricând să ne întoarcem să ne uităm la clipuri. Fix. Astea, super fix. Șmecher. Maldivele le-am văzut, cred că de 15 ori, și pe alea și pe astea, de anul trecut și pe de anul ăsta. Și Bali și tot. Că e atât de mișto să te întorci în timp, să te bucuri de momentele alea, știi? Nunta, de cât am văzut nunta noastră de 100 de ori, cred. Da, e mișto că ești la un click distanță. Da, știu că puteți să spuneți că putea să filmați, să le puneți, să le păstați pentru noi, da, dar știți cum e? Avem, spre exemplu, un hard unde sunt foarte multe filmulețe care n-au ajuns pe internet, care sunt pentru noi, spre exemplu prima băiță lui Noel, când a venit Noel acasă cu chestii, cu familia și așa mai departe, care sunt acolo puse de avalma, nu au, nu, da, și nu le vedem, adică nu ne-am uitat la ele niciodată, sunt doar acolo ca să fie. E, formatul ăsta în care le avem noi ne mult, adică este mult mai la îndemână să le privești, să, nu știu, mie așa mi se pare. Da, că ai putea să le editezi, să le pui nelistate, doar pentru sau privat, da? Bă, dar nu e aceeași chestie, pentru că măi, e o chestie, frate. Noi suntem niște fieri, niște oameni foarte expansivi, așa, da, extroverți. Extroverți. Care vor să împărtășească cu oamenii din jurul lor momentele lor mișto din viață. Unii ar spune că o facem pentru bani. Eu când m-am apucat de blogging, nu se făceau bani din blogging și făceam chestia asta. Dacă făceam video, împărtășeam în format video, dar pe atunci nu era la modă, aveam și eu niște defecte fizice cu care nu eram dinți. Nu eram foarte încântat să mi-apare dinți în clipuri, dar o făceam pe moca. Eu când m-am apucat de blog, nu m-am gândit o secundă că o să fac bani din blog. Eu m-am apucat pentru că îmi plăcea să-mi scriu viața, să vorbesc despre experiențele mele, despre gândurile mele, să le pun acolo. Așa erau lucrurile. Că am început să fac bani ulterior, cu atât mai bine. Cine n-ar vrea să facă bani din ceea ce îi place, din ceea ce iubește? Ăla ar fi cel mai mare ipocrit care ar veni să-mi zică chestia asta. La mine n-a fost drive-ul banii, la mine drive-ul a fost dorința de a împărtăși cu oamenii experiențele pe care le are el. Că și asta poate vine, cel mai probabil vine dintr-o traumă și că sunt un soi de tension horror, asta e partea a doua. Asta sunt. Da. Ce se întâmplă acolo? A dormit? Am intrat prea mult în detalii? Așteptam să termine Marian. Da, am intrat prea mult în detalii ca de obicei. Da. Ești puțin dezamăgită că am spus niște lucruri acum? Spune sincer, te-a supărat ceva? Nu sunt dezamăgită, dar am simțit, m-am dus. Da. Și vrei să zici, da, era despre mine podcastul ăsta, Marian. Da, nu contează. E un defect profesional ăsta, pentru că noi am avut de multe discuții de cuplu și ne-am deschis de încă, cum făcești tu mai devreme, te uitai în cameră din reflex, la fel și eu, știi? Da, ok, bine. Next. Cât de mult afectează relația de cuplu faptul că lucrăm împreună și că ne punem viața pe... Că ne punem viața pe internet, nu cred că ne-a afectat în niciun fel, pentru că a fost o chestie pe care ne-am dorit-o amândoi, am făcut-o amândoi conștient și în asentiment, adică n-a fost niciun fel de presiune din partea nimănui. Da. Că lucrăm împreună și că am lucrat atât de mult împreună, am ajuns la terapie, adică... Ceea ce nu e un lucru. Da. Eu n-am spus că... Am ajuns în punctul în care au expirat minutelele. Da, exact. Ne-am dus, pa. Alimentați de nou statut, de părinți și oboseală și... Da. Bine că ne-am deșteptat. Eu sunt curios dacă la nivel de subconștient... Asta poate o să vorbim la terapie, că sunt curios. Dacă la nivel de subconștient te afectează, mai ții minte episodul hashtag scapă de ea? Erau oameni care scriau un comentariu pe YouTube că scapă de ea, gen că nu ești potrivită pentru mine. Sunt oameni care zic chestia asta, sunt oameni care zic invers, că eu nu sunt potrivit pentru tine. Evident că nu ții cont de mesajele alea la nivel conștient. Ești la modul, fuck off, e femeia lângă care vreau să-mi petrec restul vieții.
Da, oamenii... Contezi tu, Marcel 44, când îmi zici chestia asta. Oamenii au tendința pe internet să aibă impresia că te cunosc și că știu exact cum ești, doar că ei ratează o chestie. Tu pe internet, indiferent cât de mult content pui, pui doar bucățile pe care le vrei să fie. Adică cea mai bună variantă a ta. A, ok, bun, că în vloguri sunt și faze în care suntem nefiltrați, adică noi nu jucăm, dar niciodată nu o să punem pe internet că ne-am certat sau când ne certăm sau exact ce a spus și Marian, să-l expunem pe noi într-o ipostază neplăcută care să nu-i facă cinste peste ani când va fi mare și va înțelege lucrurile. Deci nu poți să-ți faci o părere despre un om și să spui, da, mă, așa e, văzându-l pe internet. Da, nu m-a deranjat perioada cu hashtag scapă de ea. Mie nu se pare că a fost atât de... Au fost câțiva care erau așa, dar restul erau la Caterinca. Da. Adică restul interesa în horă pentru Caterinca și a fost tare la nuntă. Da, au fost câțiva, da, au fost câțiva... Hashtag nu mai scapă de ea. Da, au fost câțiva hateri, că, na, asta este. Pe internet sunt și hateri care probabil că nu rezonau cu felul meu de a fi. Este perfectly fine. Mi se pare că și în viața reală nu îți place de toată lumea, nu ești pe aceeași lungime de undă cu toată lumea, doar că pe internet ai curaj și internetul îți dă o voce și poți să spui lucruri. O voce anonimă, de cel mai mult. Da, exact, asta vreau să spun. În spatele tastaturii cu toți suntem... avem coaiele mari, mă scuzați. Da, dar dacă ai fi față în față cu mine, sunt convinsă că n-ar avea curajul să spună chestia. Nimeni n-a venit niciodată la mine să-mi spună ceva. Exact. Dar... Și sunt dezamăgit că mi-ar fi plăcut să-l cunosc sau să o cunosc. Da, deci nu, pe mine nu m-a afectat, nu ne-a afectat în niciun fel relația. Nu. Scuze dacă la nivel de subconștient ne-a afectat. Absolut deloc. Absolut deloc. Știi bine că știi tu ce e acolo în spate. Da, pentru că știi care e chestia? Nu a fost o chestie care să fie așa, nu știu, a la lung, 5 luni. A fost un moment... Eu nu mă refer doar la chestia. Mă refer că din când în când mai apar comentarii care... Who cares? Intră așa cu bocanci, știi? Și de asta mă gândeam. Păi da, pentru că... Când faci chestia asta, te afectează lucrurile astea la un nivel, știi? La început mă afecta, dar la nivel așa, că mă supăra și mă necăjea, că era la modul, bă, da, pana mea, uite-te și tu, suntem sinceri, suntem curați, nu ne asociem ampulea cu tot felul de căcaturi, nu facem căcaturi, suntem exact discuțiile noastre, știi? Și vine un nenic sau o nenică de, nu știu unde, o tântică și își dă... Sau un tip foarte cool sau o tipă foarte cool, care au avut o zi de căcat. La birou și a zis, ia să dau eu o mică muie aici pe internet, că ce să facem și noi. Am vorbit cu aceste cuvinte, Noel doarme, nu aude. Și acum se ridică Noel și zice, muie. Deci, știți că Noel doarme, la mine în brațe. Așa. Hai să vorbim despre, am partea despre viață. Întrebările alea de viață. Ce crezi că se întâmplă după moarte? Asta e întrebarea mea preferată aici în podcast. Eu să știți că sunt o persoană mai spirituală. Maria nu este tot timpul de acord cu ideile mele, gen universul și așa mai departe. Mai am momente de astea de spiritualitate. Eu chiar cred că există viață după moarte. Cred în reîncarnare. Asta pentru că de multe ori mi s-a întâmplat să mă simt ca și cum aș mai fi trăit momentul ăla, dar nu vorbesc despre deja vu. Că am trăit momentul ăla într-un context cu alte persoane. Exact. Deci eu cred în viață după moarte și cred că după ce se termină povestea noastră aici pe pământ, continuă într-o altă formă pe pământ. Da, exact. Și dacă ai fost rău, te duci... Nu știu neapărat. Bine, te-ai dus mai bine, nu? Nu știu neapărat. Eu sper doar atât, așa o arunc în univers. Eu vreau să fiu un animal în viața viitoare. E mult mai ușor. Ce vrei să fii? Aș vrea să fiu un câine. Chiar dacă viața e mai scurtă, dar un câine cum e Sasha. Un câine prințesă. Exact. Iubit. Exact. Că sunt multe animăluțe chinuite în lumea asta. Da. Asta mi-aș dori să fiu. Un câine. Deci un câine. Ai vrea să fii Sasha? Da. Să fii câinele nostru? Da, bișonul nostru, da. Bișonul nostru. Da, da, mi-ar plăcea. Și mi-ar plăcea să fiu Sasha. Că e posibil să fiu Sasha, la cât de mult mănâncă Sasha și cât de disperată e după mâncare, e posibil ca Sasha să fiu you are incarnat. Dacă tu aici, n-ai murit încă. Nu, dar mă gândesc că poate se supăra pun palierile la un moment dat. Da, nu știu, te-ai dus cam deep acum. Sunt da, mă duc da, 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 da. Și ai idee ce căutăm noi de fapt pe planeta asta? Adică te-ai gândit vreodată, bă, da,
care e faza? Ce caut eu aici așa pe planeta asta? Noi, omenirea, ce căutăm aici pe planeta asta, în realitatea asta, în momentul ăsta? Cu siguranță, sau... cu siguranță, fiecare dintre noi se naște cu un scop și are menirea să facă ceva pe pământul ăsta. Că poate să fie rău, poate să fie bine. Eu... E un mecanism, mă? Eu așa cred. Așa cred. Eu cred că suntem, exact cum spui tu uneori când avem noi discuțiile noastre, că suntem o rotiță într-un mecanism și fiecare trebuie să facă X. Iată. Da. Asta am făcut. Doamnelor și domnilor, ne-am îndeplinit misiunea, acum ne pensionăm. L-am făcut pe Noel, restul... Cel mai frumos. Am o serie de întrebări rapide. Da. Ca pentru oameni. Eu știu multe răspunsuri, deci, dar majoritatea, pe toate le știu, de fapt. Dar vreau să te cunoască lumea, în caz că na, da, nu te știu sau... Ce mă întreb, Pepsi sau Cola? Da, evident, asta. Pepsi sau Cola. Pepsi sau Cola, chiar. Și întrebarea asta, Pepsi, yeah, normal, baby. Și să știți că beam Pepsi dinainte să-l cunosc pe Marian, n-are legătură cu Marian. Iar eu beam Pepsi și eram fan Pepsi dinainte să am campanii Pepsi. Am făcut și campanii Moca la Pepsi, pentru că atât de mult iubesc Pepsi. Muzica, ce muzică asculti? Ce muzică ascult? Hip-hop, R&B. Simt piesa preferată pe care o asculti acum în ultima perioadă. Ah, cum se numește? La Brisa. Ah, la Brisa aia din Wakanda Forever. Da, deci ne-am uitat la Wakanda Forever și am rămas cu două chestii din Wakanda Forever. Două piese, una Alone și asta Con la Brisa. Foarte bine. Căutați pe YouTube Con la Brisa, Wakanda Forever soundtrack și Alone. Superbe piesele. Deci le... Ah, peripit. Da. Filmul preferat. Filmul preferat. Să-ți fie rușine. Stai așa, ah, gata, știu, da, gata. Mama s-a uitat la mine, am simțit la Deathloop. Stai puțin, că tu le știi, dar nu era o întrebare. Da, exact. Leon, da, este filmul meu preferat. Leon. Le Professionnel. Da. Cu Asasinul, cu Jean Reno. Da. Jean și Citroen. Cu Natalie Portman când avea 14, 11 ani, ceva genul ăsta. Da. Că povestea e puțin așa, e cu corupere de minori un pic așa, că te uiți așa întreg. E atât de frumoasă povestea. Povestea este absolut superbă. Cum, da. Nu și... se găsește. Se găsește, cred că, pe site-uri de specialitate. Greu. De e absolut super filmul. Și îmi place să site-uri de specialitate. Sunt atât de mult timp împreună și avem atât de multe texte comune cât e foarte amuzant. Da, Leon, de asta pe Noel trebuie să-l cheme Leon, dar... S-a umplut și online-ul de mulți leoni și parcă n-am mai simțit nici că se potrivea așa și am dat numele Leon scris invers, Noel, care este Crăciunul și este sărbătoarea noastră preferată și e viață. Era acolo și practic, mă rog, Noel era varianta de nume pentru fată, doar că cu doi de L. Și în momentul în care am decis că nu o să-l mai cheme Leon, Marian a zis, bă, dar tu știi că invers e... scris e Noel? Și nume de băiat, da. Noel Gallagher. Păi, nu, că de la varianta feminină a numelui vine de la varianta masculină. Și se potrivește numele de un miliard de ori. Mult mai bine, da, absolut, mănușe. Absolut. Da, asta a fost o chestie de-a mea, că am zis că dacă o să am vreodată un băiat, vă dați seama, filmul ăsta e din anii 90, o să-l cheme Leon. Întâmplarea face ca fix înainte să nasc eu, să mai apară niște leoni și tot așa. Și atunci am zis că nu mai avea aceeași încărcătură emoțională și nu... Chiar cred că numele pe care îl porți, apropo de partea asta de spiritualitate, te ajută mult așa în traiectoria vieții tale și în parcursul vieții tale. Mi se pare că numele este o chestie super, super importantă, care dictează energia ta ca om. Adică sunt multe chestii. Mie mi-au futut energie. Nici mie nu-mi place numele meu. Stați liniștiți, ok. Deci pe mine mă cheamă după nașul meu care a fost ales la o noapte de șpreț de taică-miu. Nașul meu era depanator de televizoare din cartier și taică-miu a zis, bă, acum ar fi să mă împrietenesc eu. Ai mă iubire. Și mă cheamă. E ok numele. Adică, hai, altă întrebare. Okay, altă întrebare. E ok, adică să nu vă spareți marianilor pe mine. Zic, dar mie nu se pare că mă reprezintă. Sincer, nu știu ce alt nume m-ar fi reprezentat, așa că mă cheamă Marian, Mariciu, aia e. Serialul preferat. Care ți-a plăcut cel mai mult? Acum, dacă spun ce-mi place acum, că nu o să spun... Că fiecare... Ce-ți place acum? Yellowstone.
Georgiana, lucrez cu Disney Plus. Glumesc. E pe Sky Showtime, noua platformă lansată în România, Yellowstone, cu Kevin Costner. I fucking love Kevin Costner. Da, și eu. Știi, sunt ai la, oh my god. Da, cred că serialul preferat are legătură cu momentul în care ești și da. Nu există un serial preferat. Adică, na, nu știu, da. Spre exemplu, sunt mi-a plăcut. Multe, da, sunt multe care mi-au plăcut, dar spun ăsta. Californication. A, da, exact. Toate, adică... Seinfeld. Da. Last of Us, acum, proaspăt. Mandalorianul. Sunt atât de multe, de e greu să... E greu să alegi. Da, da. Da, m-am gândit că poate unul așa, care îți vine așa. Da. Yellowstone, acum e viață. Locul preferat de pe planetă? Acasă. La noi? Acasă da. La noi? Cu Ibuieneștian? Da. Da, eu oriunde aș fi în lumea asta, după două săptămâni mi se face dor de casă. Mă uit pe camerele de la casă, e foarte complicat. Da, dacă ar fi să aleg o destinație. Asta, unde te duce an de an în vacanțe? New York. În orice anul timp. Foarte frumos. Mâncarea preferată? Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți cu brânză rasă și cu salată de roșii din alea bune de vară cu ceapă. Ah! Și dacă îl întrebați pe Maria, nu o să zică că și la el acest tip de mâncare este în top 3. Este, nu, asta este disperat. Mă, eu iubesc toată mâncarea, nu discriminez. Cunoaștem, se vede. Iubesc tot ce... Pare rău, dar, ai aruncat-o la filet. Da, nu, e la filet. La filet minio. Ui, ui. Unde te, așa, băutoarea preferată? Alcoolică sau non-alcoolică? Da. Alcoolică? Da. Măi, în ultimul timp sunt pasionată de vișinată tonică, îmi place ginul. Tonic? Da, gin tonic. Am avut și perioada cu Cuba Libre, cu rom și așa. N-am. Iar dacă vorbim despre băutură răcoritoare, cu siguranță Pepsi. Deci uiți de perioada Săniuța. Sau de Mona. Nu-ți mai place Mona. N-am băut prin pâine. Nici eu n-am băut. Nici Săniuța n-am băut. E mitul ăla cu Mona prin pâine. Uite-te ce face Fito. Săniuță. Da. Da, sunt de acord. Sunt de acord cu dumneavoastră. Doamnă, și de final, mai avem două chestii. Noel, ești o bomboană și îți mulțumesc din tot sufletul că ai fost cu minte, tata. Ești cel mai bun copil de pe planetă. De final, ai vreo întrebare pentru mine? Mă, nu știu dacă nu e o întrebare, ci mai mult un exercițiu de imaginație, dar ar plăcea să văd ce răspunzi. Dacă ar fi să poți să alegi un moment, o zi, nu știu, o oră din viața ta în care ai vrea să te întorci, să-l retrăiești. Dar să-l retrăiești așa cum a fost, nu să-l schimbi. Poți să pui degetul. Poate să fie fericit, sau poate să fie trist, sau poate să fie, nu știu, dar pe care să nu-l poți schimba, doar deci să-l retrăiești. Deci am fost odată la o orgie. Așa. Bă, altă întrebare. Să fiu, nu? Sincer să fiu... Momentul în care l-am văzut pe Noel pentru prima oară. Deci momentul în care am venit acolo și am deschis... Dar asta e faza, că poți să retrăiesc tot timpul datorită vlogului. Când s-a deschis ușa și... Să fie acolo, să fie acolo. Da, când a deschis ușa și te-am văzut pe tine atunci, știi, cu el în brațe. Și cât... Și ți-am simțit... ți-am simțit durerea, cât erai de obosită și cât epuizată și cât erai de fericită. Eu sunt un om care simte cu toți porii ce se întâmplă în jurul lui. Și bucuria pe care am simțit-o când l-am văzut pe el și frica de a-l lua în brațe și plânsul ăla cum plângeam, frate, de fericire. Despre tine vorbește, mama. Și când am strâns în brațe și am zis să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut. Ăla este cel mai frumos moment care, pe care aș vrea să-l retrăiesc în lup. Pe lângă orgiile sexuale și... Da. Știi că Fito se va uita la podcastul ăsta. Da, tati, deci fii atent. Îți explic eu cum se face o orgie perfectă. Îți mulțumesc mult tot pentru întrebarea asta, foarte frumoasă și sper că nu știu. E un răspuns. Sper că n-a fost foarte greu pentru tine ce ai trăit atunci și cred că fericirea nu. N-a fost greu. Adică știi cum se zice, uiți. Chiar adevărat chestia asta că uiți. Iar atunci, pe moment, nu știu, sunt niște schimbări atât de mari încât, efectiv, durerea și tot ce ține de partea fizică trece altfel, le simți altfel. Adică, da. Nu, n-a fost greu. Ai un gând de final pentru oamenii care ne urmăresc?
Mai gândul meu pentru oamenii care ne urmăresc. Exact, casa. Casa. Tati, vii și până la mine, iubitul meu? Nu, nu? Vii și până la tati? Să-ți arăt ceva frumos? El vrea acolo. Tată cu el și ia, să spune un gând perfect, frumos. Perfect, e super tare asta. Eu mă duc cu nonul acolo, să-i dau drumul la consolă și mami spune doar ea, relaxată, un gând frumos și facem încheierea imediat. Gând, nu e un gând frumos, ci mai degrabă o chestie după care încerc să mă ghidez întotdeauna, să încerc să nu rănesc pe nimeni și încerc să nu, să-mi las loc de, nu loc de bună ziua, cum se spune, ci vreau să fiu om. Ăsta cred că e gândul. Fiți oameni, fiți fericiți, nu călcați pe cadavre ca să fiți voi fericiți. Fiți prezenți în viața voastră și în viața persoanelor pe care le iubiți și cu care vă simțiți bine. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de soare, bucurați-vă de muzică, de o mâncare bună, de un pahar băut cu... Opa! Ah. Da. Da, încercați să vă bucurați de absolut tot ce înseamnă viața asta, cu bune și cu rele. Fix asta este. Adică bucurați-vă. Bucurați-vă de tot ce vi se întâmplă și trăiți, încercați să trăiți în prezent. Nu vă gândiți ce ar putea să fie sau cum ar fi putut fi sau ce a fost. Bucurați-vă de prezent. Asta e o lecție pe care am învățat-o așa în ultimele luni în care am trecut printr-o felul de suișuri și coborâșuri. Voiam să fac și eu încheiarea la vlog. Acum îl iau eu pe Noel. Da. Îl iau eu pe Noel și... Da. Ia-l o secundă pe Nono. Da. Da. A fost deep. Așa arată viața noastră, fraților. Asta este, asta e. Adică, dar în momentul în care reușești să trăiești cu chestia asta, cred că poți să faci orice în viață. Geule, îți mulțumesc mult de tot că ai venit la podcast. Nono, imediat, tati. Te duce tati la consolă. Loading. Îți mulțumesc că și eu mulțumesc pentru invitație și sper că n-am aberat foarte mult. gata. Hai, asta trebuie să o tăiem la montaj acum, că ai plâns. Eu am zis că nu te pun plângând în clipuri, în vloguri. Da, nu plânge, trebuie să iei trepied. Hai, du-te și pune mâna pe cala. Du-te și pune tu mâna pe cala, tati. Aia era. Fraților, ăsta a fost podcastul. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe Georgiana o găsiți pe Instagram. Puteți să-i dați și un follow cinstit acolo să o faceți fericită. Și aveți grijă de voi. Ne vedem peste o săptămână cu o nouă invitată. O să vreau să aduc niște invitate mișto aici, în podcast. Am început cu cea mai mișto. V-am pupat, aveți grijă de voi și sper că ați găsit informațiile astea mișto aici în podcast. Vă pup!